Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela Ela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în gemeni, etalare pentru ce lună? În ce lună am ajuns? În luna iunie. Ok, la mulți ani, cu întârziere pentru cei care și-au sărbat de câteva zile, în avans pentru cei care urmează să sărbeze, să se distreze. Vă doresc, evident, numai bine, soare în suflet, multă sănătate, tot ce vă doresc de fiecare dată. Și să vă puteți bucura de acest moment în libertate, în autonomie intelectuală și spirituală. Am pregătit eu sufletește cu mai multe seturi de cărți. Nu știu de ce am simțit nevoia să etalez un pic mai mult. Sper să reușești la celelalte zodii. Dacă nu, rămâne pentru voi un pic mai mult că sunteți sărbătoriți. Așa am simțit. Nici nu știu cum o să folosesc setul ăsta. Am simțit nevoia, în primul rând, să mai folosesc setul acesta de cărți cu animăluțe, pentru că e interesant. E interesant. Spiritul animalelor ce vă inspiră? Sau zic, spiritul naturii, poate e mai corect să zic așa. Vă apare această bufniță, da? Aceasta a vrut să iasă în față și la capătul setului de cărți aveți Moria. Și Moria și Albina. Toate trei semne de aer. Că sunteți voi, doar voi, posibil, sau poate în relație cu cineva. O chestiune care ține de comunicare. Evident, cu Venus retrograd în casa gemenilor, probabil că va fi pusă în discuție și va fi pus în discuție felul în care comunicați. Interesant mesajul. Adică se va discuta de ce voi comunicați într-un anume fel și alții altfel. Probabil. Pentru că Albina, în aceste de cărți, e a cincea carte și cinciul știm că reprezintă schimbare, este un semn destul de controversat. În general, cinci de aer, bine, deși nu corespunde în totalitate, dar am putea să facem și corespondența asta cu tarotul. 5 de aer reprezintă argumente. Posibil aveți niște discuții cu cineva în legătură cu discuții care vă stresează, pentru că iar corespondența cărților cu tarotul ar duce către un nouă de spade, iar nouă de spade înseamnă griji, griji, stres mental, adesea exagerat. Însă, ce e frumos la aceste de cărți, ia să mai vedem ce e aici. Da, ce drăguț. Posibil, la capătul, în continuare aveți un semn de apă sau cineva cu planete în semnă de apă care asta e. Vă provoacă să vă schimbați, că cinci înseamnă schimbare, felul de a comunica, poate prea mental, unii dintre voi, că asta e, este adevărul, sunteți semne de aer. Acum, repet, eu nu vorbesc doar cu gemenii, cu cei cu soare în gemeni. Vorbesc și cu ascendenții, și cu venusienii, da? Sunteți mai mulți cu aspecte în gemeni și probabil aveți de-a face cu cineva care are aspecte în semne de apă. Să vorbim de aspecte, nu musai de zodii. Ce frumos este că apare acest unicorn. Este o ființă în preajma voastră foarte idealistă, foarte specială, ieșită din comun, cu viziune, care teoretic ar trebui să vă inspire. Dar până la inspirație, posibil aveți aceste, să zicem, mici argumente în care eventual învățați, ieșiți din acest nouă de spade, vă recăpătați înțelepciunea și învățați să mergeți către o nouă, să zicem, viziune. E similar, e prima carte din seria cărților care reprezintă semnul alchimic al aerului, da? Un soi de as de aer, reprezentat de Molie. Dar Molia știm că merge către lumină. Lumina ar fi adevărul în acest context. Scuzați-mi cățelușul dacă face gălăgie. Deci, ideea este să ieșiți din argumente, să ieșiți dintr-un cerc și să fiți atenți ce mesaj fain vine și chiar mă bucur că am folosit aceste de cărți. Sper să poți să folosești la alte zodii. Cerc este și la unicorn, cerc este și la albină, vedeți? Da? Unicornul are darul de a ieși, da? Cu această posibilitate de anticipare, de viziune în spațiu.
și în viitor. Însă, Albina, am senzația, cel puțin în acest context, că încă se învârte în cerc și cinciu v-am spus de nu știu câte ori, cei care mă ascultați, pentru mine înseamnă și casa cincea a leului, a creativității și știm bine că albinuța ce face miere. Deci este creativă. Posibil învățați să creați, să transformați, o alchimie, alchimie alături de unicorn. De unicorn, după ce depășiți, ia uite și foc și aveți cam toate elementele, dar eu simt că e vorba de o comunicare emoțională și mentală care trebuie reconsiderată. Că e vorba doar de voi sau voi în relație cu cineva, voi știți mai bine. Cartea care a apărut de fapt este, eu m-am dus un pic la spate ca să creez o... Nu neapărat să crezi, că nu vreau să creez scenarii, să aprofundez înțelesul acestei cărți. Am spus că ideea este că trebuie să găsiți adevărul, să mergeți cu tot avântul înspre lumină, chiar dacă asta înseamnă să vă ardeți aripioarele. Pentru că schimbarea, am zis că aduce ce e o alchimie. Interesant. În momentul în care descoperiți că descoperiți adevărul și îl descoperiți în momentul în care ieșiți, nouă înseamnă încheiere de ciclu, da? Din acest stres mental. Ieșiți din nouă ca să mergeți către 1, către asul de spade, către lumină. Chiar dacă, repet, vă ardeți aripile, nu contează. Asta înseamnă că aveți curaj. Și minunat. Și asta înseamnă că ați reușit, cum faceți această bufniță, să vedeți în întuneric. Nu degeaba au ales-o ca reprezentantă, da? Și nu degeaba v-a apărut în cărți. Trebuie să vedeți în întuneric și nu doar știți foarte bine, acum nu pot să mă arăt din niște motive. Și dacă m-aș fi arătat, chiar nu știu dacă aș fi putut să fac cum face bufnița. Știți cum își întoarce capul, da? Aproape ai senzația că își întoarce 360 de grade. Evident că nu e așa, dar oricum. Să vedeți în toate direcțiile, să aprofundați niște idei care în acest moment vă stresează, dar în momentul în care le aprofundați și vedeți lumina, ieșiți din stres, din acest nou, da? Vedeți lumina din întuneric, ia uite ce frumos, la capătul tunelului. În momentul în care reușiți să transformați, să creați ceva, ceva deosebit, cum face și Albina și probabil chiar spiritual cu acest ieșit din comun, nu doar practic. Albina, mierea este evident, are calități terapeutice, este o chestiune practică, dar alături de unicorn ține mai mult de spiritualitate, de ceva ieșit din comun, pentru că văd și zebra. Dacă aveți marcaj pe gemeni și creați ceva ce ține de artă, muzică sau poezie, ar putea să iasă ceva deosebit. Încă am vorbit deja o grămadă. Cărțile intime le arăt mai la sfârșit. L-am ales și pe ele, că n-am mai ales de mult. Să vedem ce vi se întâmplă în viața voastră personală, intimă, dacă vreți voi să discutăm despre așa ceva. Am mesaje de la înger. Încă nu le-am ales. Am pus să vină în fața voastră dacă aveți răbdare și dacă mă va ține camera. Nu știu câtă baterie. N-am mai folosit telefonul ăsta de ceva timp. Sper că nu s-a descărcat. Soarele nu venit așteptând. În general. Mesaje de la îngeri pentru gemenuți, că e ziua lor, dragi îngerași, trimiteți-le mesaje frumoase de încurajare. Gemenuți. Două, până la urmă tot două vor să vină. Ca să vorbim mai mult, că doar să vorbim la gemeni, da. A apărut. Aveți credință și odihniți-vă și relaxați-vă. Este esențial. Cereți ajutorul în cazul în care, într-adevăr, aveți de-a face cu o situație confuză sau care vă creează stres. Și pentru că am văzut stresul, da, și bufnița despre care am vorbit mai devreme, tocmai ca să ieșiți un pic. Ce frumos! Uite, îmi place! Îmi place!
ca să ieșiți din stres, da? Din stres. Din stres, din întuneric, din nouă de spade, ca să vă conectați la lumină. La care lumină vă conectați în primul rând? Până la lună vă conectați la lumina voastră interioară. Și asta o faceți foarte bine prin somn, prin meditație, prin relaxare. Stați în pace, citiți o carte, o carte cât mai fantezistă, cât mai eventual spirituală, că na, acum vorbim cu diferite generații, care vă conectează, dacă nu unicorn înseamnă o persoană din viața voastră, conectați-vă la unicornul vostru, pe care poate unii i-ați și ignorat, unicornii voștri. Ce frumos! Îmi place mesajul. Fiecare are un unicorn în el. Ei, și în momentul în care vă relaxați, ce frumos! Vă dați seama că totul ține, am vorbit de spiritualitate mai devreme, da. Ține de credință. Cereți ajutorul și cui, ia uite, aveți credință. Evident, Universului. Este Neptun, ar putea să fie un om într-adevăr mai în vârstă, dar eu simt aici că e vorba de a, Neptun, iar unicorn, iar stare de visare. Dacă nu aveți de-a face cu cineva cu planete în semnul peștilor, probabil că aveți marcaje între voi și cealaltă persoană. Aveți marcaje pe Neptun. Poate Neptunul din pești să facă o quadratură cu soarele vostru și aici e o chestiune care trebuie rediscutată. Poate că unii ați început să fiți mai idealiști decât erați înainte. Și până a deveni idealiști, posibil că vă simțiți un pic confuzi. Dar așa e cu Neptun. Neptun creează și confuzie, dar aduce și o notă de spiritualitate în viața noastră pe care majoritatea nu au manifestat-o până acum. Deci eu zic că cereți ajutorul Universului, Dumnezeului vostru. Și în primul rând puteți să faceți asta printr-o stare de visare și de creativitate. Eu așa simt. Și asta vă poate transforma, pentru că văd mulți fluturi, dar în acest moment eu așa simt cartea, că ține de creativitate, de zbor mental și emoțional, după ce vă relaxați, după ce vă relaxați. Ei, sunt curioasă cum vor rezona și celelalte cărți. Ok. Gemenuți, visați un pic la binele vostru, la iubiri mari. Cântă și cățelul meu. Diavolul! Wow, iar nouă de spade, mai! Am senzația că sunteți într-o poveste care vă... De dragoste simt, pentru unii, care vă intoxică. Vă intoxicați, fiți atenți cu aceste griji. Ideea este să mergeți mai departe. E cartea faetonului, dacă aveți un rac în preajmă, voi știți. Ideea este să ieșiți din această, să lăsați în urmă grijile, că vă intoxică aceste griji, aceste nopți pierdute. Mergeți către ce? Către... Aveți credință în primul rând, că faetonul are credință, are determinare în primul rând. Determinare are și nouă de bâte. Mergeți către stea, că asta face faetonul și stea ce înseamnă? Înseamnă vindecare, înseamnă credință. Cereți ajutorul eventual cuiva, dacă într-adevăr nu trebuie musai să fie o problemă în dragoste, poate să fie o situație în viața voastră. Poate pentru unii să fie o... Poate aveți de-a face cu un Capricorn sau cu un alt semn de aer sau, nu neapărat săracii Capricorn, poate să fie și Scorpion, acest diavol. Poate să fie orice zodie din punctul meu de vedere. E o situație foarte... deranjantă, cel puțin deranjantă. Și văd că aveți, iar aveți argumente, am vorbit de 5 de spade și la spiritul animalelor. Cineva are un ego deosebit, nu vrea să arate câtă pasiune are.
sau ce își dorește cu adevărat, cu asul de bâte și diavolul, cineva chiar își dorește cu ardoare ceva și posibil că nu exprimă într-un fel sau altul, depinde ce marcaj aveți. Am văzut și 8 de cupe, cineva încearcă să se detașeze emoțional din această poveste și probabil că și detașarea persoanei vă stresează. Ia uite, 8 de spade, vă stresați prea mult. E doar Venus retrograd, o să treacă și o să ne calmăm cu toții. Soare, Lună, Venus, ascende, nodul nord în Gemeni. Dacă vă zic, o să vă zic, sper să nu uit ce mi s-a întâmplat mie cu ocazia acestui Venus retrograd în Gemeni, dar la sfârșit. Pentru cei care îmi sunt ia uite, tot aici s-a oprit. Central, hai să facem tot cruce celtică. 10 de monede, 10 de monede. 10 de monede, central. O chestiune care ține de bani, de familie sau nevoia unora mai tineri de a avea o familie, de a avea o situație financiară foarte bună. Poate să fie și un semn de pământ în sufletul vostru sau cineva din familia voastră. Vedem. Ah, ce frumos! Asul de cupe! Asul de cupe, semn de apă, mai mult sau mai puțin pentru unii dintre voi. Dar central, acestea două sugerează o mare dragoste pe care vă doriți să o manifestați pe o perioadă de lungă durată, cel puțin. Provocarea este asul de cupă și 10 de monede. Ori să renunțați la o relație de lungă durată, că asta înseamnă 10 de monede, printre multe altele, să renunțați la un ciclu stabil, financiar și așa mai departe pentru această dragoste sau vă doriți această dragoste să se dovedească de lungă durată. În trecut. Ah, ce frumos steaua! Probabil că v-ați dorit foarte mult acest tip de iubire. Cine știe de cât timp v-ați dorit, cine știe când v-ați pus această dorință. Este o dorință pe care v-ați stabilit-o undeva în trecutul îndepărtat. Și pentru că ați avut credință într-o formă sau alta, începe să apară. Și aici e provocarea. Vine dragostea tocmai acum când aveți stabilitate financiară, când sunteți căsătoriți unii dintre voi. Păi și ce faceți? Că nu era persoana de aici din 10 de monede, dragostea asta mare. Era alta. Mai, și ce faceți? Sau, voi între timp vom vedea și altfel cum se așează cărțile, dar eu așa simt să citesc acum. Central, v-ați concentrat pe stabilitate, pe cum vă veți prezenta voi în societate, pe moștenirea pe care o lăsați într-o formă sau alta, pe comoara voastră practică, materială și vine asul de cupe. Puh! Și vă dă peste cap întreaga avere, întreaga comoară. Cu alte cuvinte, dacă până acum e central, sau la nivelul inimii erați stabili, din punct de vedere sentimental, erați stabili, aparent, într-o relație stabilă, aparent, vine marea dragoste, da? Și vă dă viața peste cap. Iată așa. Vedem ce cărți apare, dar mi-e așa apar. Doi de spade. Probabil că nu comunicați. În ultima vreme n-ați mai comunicat, a apărut un moment de tăcere. Și aici e provocarea. Ia să vedem. Eu acum schimb scenariul de fiecare dată când apare o carte. Deși v-am zis, nu vreau să dau scenarii. De exemplu, pot să mai zic despre stea care reprezintă și o persoană publică. Poate voi v-ați dori să fiți persoane publice sau depinde, v-am zis, ce aspect aveți în Gemeni.
Și v-ați concentrat pe acest vis, unii dintre voi, unii, ia ca și vine asul de cupă și vă dă tot așa, vă răscolește. Însă, în ultima vreme nu ați comunicat. Din ce motive? Ar trebui să știți voi. Ia să vedem. Viitorul îndepărtat. 3 de butei de bine. Apropiat. Uah! Iar a apărut. Apropiat e asul de bâte, al doilea as. Deci simțiți această pasiune, asta e clar. Semn de foc, semn de aer, aveți și semn de apă, toate semnele. În viitorul apropiat, probabil acest Mercur, vreau să zic Venus. Venus retrograd ar putea să vă aducă din trecut, vă readucă o pasiune care până acum a stat în tăcere. Posibil, aici este provocarea. Această pasiune să vă emoționeze foarte mult, asul de cupe, și să vă provoace stabilitatea. Să iasă un pic din tradiții. Poate să fie o relație la o prietenie, o relație la distanță, pentru că apare și 3 de bâte în viitorul îndepărtat. Dar în această perioadă simțiți multă pasiune pentru ei și multe emoții. Vă doriți un început după această perioadă de tăcere. Știți eventual că trebuie să faceți un drum, ori unul, ori celălalt. Vedeți lumea cu alți ochi, vedeți alte oportunități în zare, în preajma acestei oportunități. Evident că nu e obligatoriu să fie o persoană, poate să fie și un proiect creativ pentru cei care lucrează într-o industrie creativă. Totuși, această provocare foarte emoțională. Sfatul. 5 de spade. Nu știu dacă l-aș putea vedea pe acesta sfat. Așa mi-au ieșit mie cărțile. 5 de spade. 5 de spade, în general, simbolizează argumente din ego. A apărut și mai devreme. De vreo două, ia treia oară când apare 5 de spade. Interesant ce simt acum, ce am văzut. Se pune lumina peste cineva care suferă în aceste argumente care au existat probabil, din cauza asta probabil că a fost și tăcerea între voi, aceste argumente. Poate și voi, unii dintre voi care aveți planete în gemeni, repet, unii, că asta e, că așa sunt gemenii și semnele de aer. Dar, repet, nu gemenii musai, cât cei cu planete în gemeni. Aveți tendința să fiți mai prea direct, să zic, prea direct în comunicare și unii, mai sensibili, da, de cupe, da, pot fi răniți. Și din cauza asta se creează, cum am discutat mai devreme, o chestiune de comunicare. Se pune lumina, eventual, peste cineva care... Vai... A păstrat totuși steagul adevărului, dar a păstrat în detrimentul sănătății sale. Cine este această persoană? A trebuit să clarific. Dar până clarific, voi trebuie să știți cine e această persoană care are săbile, persoana care are săbile, cuvintele, argumentele, pare victorioasă. Dar, de fapt, steagul victorios este la cea care cedează și peste care se pune și lumina. E în suferință persoana, dar suferința aceasta a meritat. Simt că... Da. Vedem. Exterior, 9 de bâte. Posibil un semn de foc. Da? Semn de foc care apare și în prezent, vă influențează. Și acum, și în prezent, și în viitor. Sau cineva cu planete în semn de foc. 9 de bâte. Cineva foarte rănit, care încă mai stă în picioare. Posibil persoana respectivă apar două cărți
care într-un fel sau altul vă blochează. În acest moment, nouă de bâte reprezintă și o persoană care pune un soi de blocaj, de bariere. Nu poate ajunge oricine la el, pentru că persoana în cauză a trecut prin multe și este foarte sensibilă, posibil. Are victorii, cum e acest om, da, are victorii cu steagul victorios, dar este foarte obosit. Cred că e aceeași persoană de aici. Așa o simt, aceeași persoană de aici. Persoană care și-a spus adevărul, stă în picioare, mai are putere pentru o singură bătă, pentru o singură pasiune, pentru o singură luptă și lupta aceea este pentru ea însăși. Posibil, dacă a spus oarecum blocața, nu a fost comunicare în ultima vreme, pentru că acesta apare, doi de spade, apare în trecutul apropiat și acest blocaj, să zicem, apare în prezent, în această etalare. Posibil, tocmai faptul că n-ați mai comunicat cu ei, vi s-a reaprins un pic pasiunea. Sau invers, evident, poate să fie și invers. Înțelegeți? Întotdeauna poate să fie și invers. Posibil un semn de foc sau cu cineva cu planete, ascendent sau planete în semn de foc, berbec, leu, săgetător, să vă influențeze etalarea. Oh, de ce vă este teamă de acest faeton? Să mergeți către destinul vostru. Ia, regina de bâte, ce vă doriți? Vă doriți acest semn de foc? Este clar că e semn de foc, dar cu care ați avut niște argumente? Care a câștigat, voi știți. Ar trebui să clarific. Ia să și clarific. Să încercăm să clarificăm. Iar pe faetonul, unii dintre voi aveți de-a face cu racul, cu un rac. Poate cineva cu planete și în rac și în leu, cine știe. În fine. Hai să vedem totuși. Că a apărut de 3 ori acest 5 de spade și în poziția sfatului. Clarificăm, te rog frumos, 5 de spade. 6 de cupe. Este o persoană care vă este tare dragă, dar din ce motive a apărut? A, afară de asta, afară de asta, sfatul este să încercați să împăcați, să aplanați argumentele care au fost între voi. Dacă au fost niște argumente, 6 de cupe, spune, a, ce frumos, aici e provocarea, să vindecați, să vindecați o situație care, conflictuală, care a apărut între voi și un alt semn de aer sau între voi și un semn de foc. Că și semnele de foc, 5 înseamnă casa leului, am zis, poate este cineva cu planete în leu, iar apare și regina de bâte, berbec, leu, săgetător. Posibil, am zis. Repet, în cazul în care poate n-am fost clară sau eu știu cum m-am luat cu explicațiile, dacă au fost niște argumente între voi, trebuie, sfatul este să faceți acest pas, aici este provocarea. Să faceți voi acest pas de împăcare. Să veniți cu un dar, cu un pahar de suc, cu o ciocolată și să încercați să-i împăcați. Pentru că, deși nu ați comunicat în ultima vreme, voi știți undeva foarte adânc în sufletul vostru că această situație, persoană cu care aveți de-a face, este persoana cu care v-ați dorit foarte mult să fiți. Este persoana care vă dă stabilitate. Simțiți că aveți posibilitatea să creați o legătură de lungă durată, că puteți să vă căsătoriți în cazul în care nu sunteți căsătoriți.
Ah, simțiți că este comoara inimii voastre. Ce frumos! Și atunci, dacă este comoara inimii voastre, oricine ar fi greșit, nu contează cine, ei sau voi, întotdeauna e frumos să faceți un gest de împăcare. Asul de cupe asta reprezintă, printre multe altele, și un gest de împăcare, de vindecare, că asta înseamnă vindecare sufletească. Pentru că au fost argumente, ați văzut mai devreme, de la început au arătat și s-au arătat și grijile. Ia uite și unde s-a oprit, trei de spade, dezamăgiri, triouri, mai mult sau mai puțin, da, a fost un trio pentru unii, trei de spade, trei de cupe, ia uite, cinci de cupe, lacrimi, regrete, iar semn de foc. Sau pur și simplu dezamăgirea asta v-a epuizat, cel puțin pe unul dintre voi, eu cred că pe amândoi. Și totuși, și totuși, ia uite, soarele, soarele și 10 de monede iar apare. Această persoană va aduce multă bucurie. Ori sunteți căsătoriți cu ei și v-ați certa din niște motive. Tri, tri, tri. Da? Și triul poate să însemne și prietenii, și munca, și multe, nu neapărat a treia persoană. Da? Au fost niște situații, este clar. Voi vă doriți, regina de băte, vă doriți. Dacă e vorba de această persoană, vă doriți această persoană pentru că este seducătoare, este încrezătoare, este frumoasă, vă pune pe foc, da, vine cu această pasiune și vă stimulează într-un mod foarte creativ. Și totuși, persoana este foarte mândră. Și e mândră pentru că are motive, da? 9 de băte. Are motive și are și dureri și decepții, ca și voi. Deci trebuie să fiți înțelegători. Din acest motiv apare să înțeleg și faetonul în poziția fricilor. Vă este teamă oarecum să mergeți mai departe. Sau, probabil că depinde în ce colț al lumii sunteți unii dintre voi, încă sunteți izolați și nu puteți să mergeți către ei, să faceți un gest de împăcare în cazul în care relația este la distanță, 3 de băte. Și trebuie să mai așteptați un pic până reușiți să mergeți către ei. Asta este o teamă. Încă nu sunteți determinați, dar urmează, probabil până la sfârșitul lunii. Eu zic că totuși în iunie se va putea călători bine, chiar și pe aici, prin Europa, da? La capătul setului de cărți, iar au apărut 9 de spade, iar grijdea se vede la sfat. 5 de spade, argumente, împăcați-vă, e posibil să vă împăcați. Iar diavolul, da? Posibil să fie și un semn de pământ pentru unii dintre voi că apare central. Posibil să fie și un semn de foc, apare acest foc, o persoană care vă pune pe jar și vă creează multe griji. Pentru că aveți multă pasiune pentru ei și ei pentru voi, evident. Și totuși, trebuie să alegeți. Doi de bâte. În ce direcție mergeți? Cea mai ușoară sau cea mai dificilă? Pentru că uneori ușor pare acum, dar să fie greu mai târziu. Poate să pară un drum greu acum și după ce treceți de primul obstacol, de al doilea, să se ușureze. Oricum, trebuie să alegeți. Drumul către ei, asul, trei de băte, drumul, relația în cazul în care sunteți între două, cazul în care sunteți la intersecție de drumuri. Ce frumos! Trebuie să alegeți să mergeți cu acest gest de împăcare. Iar e un gest de împăcare, dragii mei, da? Și dacă în această imagine băiatul dă și el un buchețel de flori, aici tot băiatul dă și el un cadouț frumos,
Nu poleială, nu mai poleială. Nu știu, ceva frumos, ceva strălucitor, ceva special, ceva valoros, că e semn de pământ și ține de valoare. Luați un pic din comoara asta pe care o aveți unii dintre voi și împărtășiți cu cealaltă persoană, măcar o monedă. Eu așa văd, ce frumos. Luați din comoara voastră, comoara asta pe care este în sufletul vostru și poate să însemne, nu știu de ce, acum mă gândesc chiar la poezie, la chestii pe care le faceți voi. Am vorbit de creativitate mai devreme. Puteți să creați ceva deosebit pentru ei și să oferiți această creație ca și gest de împăcare pentru unii. Pentru că, na, asta e adevărul, sunteți cam orgolioși amândoi, că cine se aseamănă se adună și totuși, dragii mei, ce frumos, sunteți două suflete perechi, 6 de cupe, 2 de cupe, două suflete și asul de cupe, mai, nu lăsați această dragoste. Da? Asul de cupe, 2 de cupe, 6 de cupe, ce bucurie, câte lacrimi, câte... Da, mai plâng și semnele de aer. De ce n-ar plânge? De bucurie. Că și voi sunteți oameni. Și voi puteți să fiți sensibili. Dacă vă lăsați un pic așa, dacă deschideți, ce frumos mesaj, mulțumesc, Doamne, dacă deschideți această comoară din sufletul vostru, să vadă și partenerul vostru că nu e doar o ladă. Da? Ah, ce mesaj superb, mulțumesc. Da? Probabil de-aia au fost argumentele. Cineva a considerat că voi, vorbim totuși de voi, sunteți mai reci, mai distanți, semne de aer, cum se zice, da? Și totuși am spus, semnele de aer pot fi foarte sensibile, mai ales dacă au marcaj pe semn de pământ, de foc sau de apă. Arătați că și voi sunteți sensibili. Scoateți, cum am zis, ce frumos mesaj. Scoateți în această... În primul rând, deschideți cufărul. Deschideți-vă inima, dragii mei, să vadă lumea ce comoară de inimă aveți și împărtășiți un pic cu ei. Niște sentimente. Bine, aici sunt monede, de-aia am zis că puteți să creați ceva frumos. Asta pentru că văd și 8 de monede, ține de muncă și munciți. Munciți înspre vindecarea voastră și înspre încheierea unui ciclu în care voi ați suferit, amândoi ați suferit. Închideți acest ciclu, munciți, pentru că mergeți către 9 de cupe, către asul de, iar, regele. Regele de bâte. În momentul în care faceți acest pas de împăcare, puneți capăt acestui ciclu. Da? 9, am văzut mai devreme, da? Hai că eu le știu în ordine, în așa au apărut. 9 și 10. 9 și 10. Stres, stres mare și voi și ei. Pentru că vă iubiți. Asta e. Când oamenii se iubesc, își fac griji uneori mai multe decât e cazul, dar e multă pasiune între voi. Se vede, da? Se vede. Acest diavol vă intoxică și grijile și bucuriile pe cât vă bucurați pe atât de mult și suferiți. Dar, repet, alegeți să oferiți acest gest de împăcare. 6 de cupe, 6 de cupe, valetul de monede, pentru că acesta este sufletul vostru pereche și așteaptă și el încurajări, da? Așteaptă încurajări și știți foarte bine că lângă ei voi vă simțiți fericiți și puteți crea o relație de lungă durată și nu oferiți doar un gest în timp. Acest gest, de fapt, este fundația, prima cărămidă la o relație de lungă durată. Aveți și asul și 10 de monede. Știți că în timp puteți fi împreună până la sfârșit, eventual. Eventual, unii dintre voi, măi, sper că sunt coerentă, da? Cât de cât. Mă las și influențată de cărți. Unii dintre voi simțiți și e păcat să pierdeți această oportunitate. Că sunteți perechea ideală. Amândoi aveți pasiune unul pentru celălalt. Regele de bâte și regina de... Vă doriți această persoană și știți că voi puteți fi acest as de bâte, acest rege de bâte pentru ei. Chiar dacă sunteți semne de aer, da? Nu contează asta. Da, unii vreți să vă... Ah, regina de bâte, soarele, vreți să vă căsătoriți, să vă transformați viața. Eu așa văd cărțile. Așa le văd. Și totuși, ce reușiți până la final? Vai, împăratul. Semnul berbecului sau al taului. Aveți și foc, aveți și pământ. Împăratul înseamnă, în primul și în primul rând,
Interesant. Da. Aici, la sfârșit, l-am zăpăcit un pic. Deci, ce reușiți până la sfârșitul lunii să faceți? Să, primul rând, să vă mențineți echilibru. Poate. Poate. Fiți atenți. Dacă vă mențineți prea mândri în această situație, că asta reprezintă împăratul, o altă variantă a lui. Împăratul este mândru, evident, este tot ce poate fi, să zic, varianta masculină. Dar are și manifestări negative. Este foarte mândru, nu arată comoara din sufletul său, nu vorbim doar de bani, nu arată faptul că poate să asigure viitorul și protecția în relație și în cuplu. Nu-și arată în primul rând dragostea așa cum ar trebui să-și o arate. De prea multă mândrie, de-aia a apărut și 5 de spade și nu știu cu cine rezonează, dar eu simt că se leagă oarecum cărțile ca și poveste. Dacă rămâneți prea mândri, ori voi, ori ei, poate ei sunt mândri că vi doriți, da? Și este și influență exterioară posibil și să fie foarte mândri. Și voi sunteți mândri, că asta e. Unul dintre voi, și eu cred că sfatul vine în etalarea voastră, trebuie să facă acest gest de împăcare. Dacă ei sunt prea mândri, faceți voi gestul de împăcare. Altfel e păcat, pentru că împăratul apare lângă 5 de monede, lângă sărăcie. Sărăcie poate să fie și emoțională, lângă tăcere. 5 de monede înseamnă o tăcere între voi, pentru că văd și doi de spade. Dacă vă mențineți prea mândri, unul sau celălalt, mențineți această tăcere și această, să vedeți și cărțile, și această senzație de lipsă, nu neapărat de sărăcie, că atunci când nu ești lângă omul drag, degeaba ai comori, dragii mei, degeaba ai comori, că tot sărac te simți. Și interesant mesajul cum a venit la voi. Mulțumesc, Doamne! Cu alte cuvinte, dacă faceți acest gest de împăcare, bănuiesc că voi, da, a apărut în etalarea voastră, deveniți împărați. Adică aveți tot ce v-ați dorit în lumea asta în momentul în care sunteți lângă persoana dragă. Oare ar fi de înțeles? Că asta vă doriți, regina de bâte, o regină. Ieșiți din tăcere și vă reechilibrați viața și vă redați valoare și autoritate în prezența iubirii, în prezența iubirii. Altfel, dacă vă gândiți doar la bani, 10 de bâte, 10 de monede, degeaba sunteți bogați, că toți sărași sunteți. Înțelegeți? Și în momentul în care reușiți să faceți acest gest de împăcare, 6 de cupe și valetul de monede, depășiți această stare de sărăcie emoțională. Eu așa o simt, o sărăcie emoțională. Și mergeți către 10 de cupe, 10 de bâte și 4 de bâte. Eu acum 10 de bâte îl văd ca pe o asumare a responsabilității într-o relație, într-o viitoare căsătorie, că apare și central 10 de monede. Și semnul căsătoriei apare și aici, 4 de bâte. Sau neapărat căsătorie, deși toate sunt cu 10, 10, 10. O relație de lungă durată. Deci, puteți să manifestați, că asta face împăratul. Manifestă, creează imperiul său alături de această persoană. Pentru că degeaba aveți un imperiu, voi sau ei, dacă nu aveți persoana dragă, repet. Pentru cine o fi acest mesaj, nu știu. Cred că am vorbit foarte mult, 44 de minute. A, 4, 4, 4. Ha, interesant. Și 4, ia uite, 4. Și 4.
Puteți să aveți această relație de lungă durată cu o persoană. Posibil împăratul să fie persoana la care vă gândiți, o persoană autoritară sau care iese în evidență, da, pentru că aveți și steaua publică. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. E totuși o etalare colectivă. Dar apare și steaua și împăratul, da? Și știți bine, dacă voi sunteți persoanele astea celebre, da? Voi sunteți stelele de cinema sau de ce o să fi voi, că am zis că unii lucrați în industria, în artă, în industria muzicală sau în alte chestii, în fine, în alte domenii și creative și care vă aduc și bani, dacă voi sunteți aici așa o persoană care iese în evidență, super faină, care atrage atenția, degeaba sunteți, pentru că aveți în suflet totuși un 5 de monede, o lipsă. Eu așa simt. Vă lipsește jumătatea lângă care puteți fi împliniți. 10 de bâte, 10 de cupe, 10 de... Eu așa simt responsabilități asumate, 10 de bâte, pentru această căsătorie, relație de lungă durată, cuplu, cuplu divin, că a apărut regele și regina de bâte. Mai sper că m-ați înțeles. Dacă n-ați înțeles de prima oară, mai ascultați încă o dată. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, că nu vă pică coroana, da? Și vă doresc încă o dată la mulți ani. Aha, nu, pentru că a fost la mulți ani. Stai, stai, până la mulți ani. Haideți să vedeți ce a fost. Cărțile. A fost un trio. Cărțile despre relația voastră intimă. A fost un trio. Unul dintre voi a fost cu altcineva. Și celălalt știe. Într-un fel sau altul, a aflat, chiar dacă nu v-a prins, a aflat pe o cale. Cineva i-a spus sau intuitiv a simțit, da? Ei, și iar apare, după acest trei de spade, apare doi de bâte, nevoia de a rediscuta, reaprinde, dragii mei, flacăra dintre voi, da? Nevoia de a alege doi de bâte a fost și mai devreme dați în urmă și de a manifesta, am vorbit de manifestare și la împărat, poate nu degeaba, da? Voi fi și eu. E fi având și eu ceva, niște calități, nu? Că de aia sunt pe aici, da? Nevoia de manifestare. Și iar poate să fie berbec sau puteți fi voi, dar e nevoia de manifestare să ieșiți iar din 5 de bâte, iar. Și cum ieșiți? 5 de monede, pardon. 5 de monede a apărut și mai devreme, da? Faceți acest gest de împăcare. Dar cineva parcă vine, da, cu pălăria scoasă și își cere scuze. Că te-am lăsat singură cu copilul, că te-am lăsat singură, poate n-are copil, da? Că am fost cu altcineva sau că am fost ocupat altcineva, poate să fie și jobul, da? Nevoia de bănuți, cum am zis mai devreme. Cineva trebuie să facă un gest de împăcare. A apărut de două ori, da? Un sărut, poate să fie și un sărut, dar până la sărut, mă, poate cântați ceva, că vă și vioara, am zis de un cadouț, de ciocolățele, de... voi știți, da? Și ce faceți? 6 de monede. Echilibrați, că persoana aceasta a așteptat această împăcare sau voi așteptați această împăcare. Se echilibrează situația și mergeți către ce? Către stabilitate. După împărat apare aici marele preot. Unul dintre voi a fost gelos, dar puteți iar asul de bâte. Puteți să reaprindeți flacăra între voi. Pentru că. Asta am zis ce a fost, da? Pentru că unul dintre voi își face multe griji. Pe de o parte, unul se abține că e foarte mândru. Am zis că cineva e foarte mândru în contextul ăsta și totuși între voi există o mare dragoste. Asul de cupe, dragoste, asul de cupe a apărut și aici, dragii mei, ce cupă mare, ce inimă mare. Toate sunt mari. Dar unul se abține și din cauza că celălalt se abține, că asta înseamnă puterea, înseamnă și o mândrie prea mare. Nu vrea cineva să arate câtă pasiune are pentru celălalt. Atunci celălalt stă în griji. 9 de spade, cred că a patra oară când a apărut astăzi, în această etalare. Dar renunțați la aceste griji și renunțați la această
abținere, mândrie, luptă, luptă interioară, cedați sau nu cedați pasiunii. Și nu e vorba doar de pasiune, da, a apărut și pasiune, da, dar a apărut și dragoste, este și dragoste, este și, să vedeți aici, este și pasiune, da? Asul de cupe și asul de bâte, ca și aici, dragii mei, asul de cupe și asul de bâte. Doar că, v-am zis, unul este foarte mândru, sau poate că amândoi, și vă crea singur dureri de cap. Cam aceasta e etalare. În final, 4-4, iar am văzut la secunde. Vă pup, numai bine, la mulți ani, ceau, ceau! Dragii mei, simțim nevoia să mai adaug la această etalare, pentru cei care ați avut răbdarea să ascultați până la sfârșit, și încă o variantă, nu știu de ce, chiar am simțit nevoia să spun și chestia asta pentru unii dintre voi. Pentru că este o etalare colectivă și cărțile se pot citi în 11.000 de variante. Fiți atenți pentru că este posibil ca cei care sunteți într-o căsătorie să vă fie provocată căsătoria de un semn de apă, asul de cupe apare, da, un semn de apă, și să vă fie provocată căsătoria sau relația, pentru că a apărut și la sfârșit împăratul și 5 de monede, din cauza unui semn de apă. Asta pentru că și faetonul este în poziția fricilor, faeton, semn de apă, rac, dar nu e obligatoriu. Deci semn de apă vă provoacă, dacă sunteți căsătoriți sau într-o relație de lungă durată cu cineva, într-un fel sau altul, situația. Nu știu unde o să lipesc eu treaba asta, dar va trebui să o lipesc. Cine e această persoană, că e în viața lor, că e în viața voastră, dar vă provoacă această relație de lungă durată? Nu neapărat că vrea, pur și simplu se întâmplă. Ori voi, ori ei se îndrăgostesc și asta e. Pentru că 5 de spade reprezintă și gelozie. Gelozie din cauza unei relații foarte profunde, a voastră sau a lor, cu un semn de apă. O să adaug, nu știu unde, dar o să adaug această mică completare. Restul mai vedeți cum am citit de-a lungul etalării și refaceți-vă scenariul. V-am zis, nu prea îmi place să creez scenarii pentru că sunt multiple variante. Dar acesta chiar am simțit nevoia să îl adaug. Vă pup! La mulți ani încă o dată!